în română, dar vom încerca împreună cu invitata noastră de astăzi. Bine ați venit! Claudia Sofianu este partener EY România și abordăm această temă împreună cu dânsa pentru că a îndrăznit să vorbească mai mult și EY România abordează intens tema în ultima vreme. Bine ai venit, Claudia! Mulțumesc pentru invitație. Și mulțumim pentru că ai acceptat invitația. Să discutăm despre o temă, cum am spus la început, mai puțin abordată, dar care se întâmplă. Nu tema în sine, ci fenomenul. Ce este gig economy? El are o oarecare traducere, acest concept, și în română. În română se numește economie colaborativă. Nu sună la fel de interesant ca și în engleză. Conceptul însă este destul de cunoscut și întâlnit în viața noastră de zi cu zi și voi da doar câteva exemple. Cred că foarte mulți dintre noi știu platformele de ride-sharing, închirierile pe perioada vacanțelor în regim, nu hotelier, ci regim paralel, celui privat. Hotelier privat. Da. Sunt doar câteva exemple, deci le avem, le folosim de atâția ani. Acum, extinzând cadrul discuției, această economie colaborativă presupune și faptul că oamenii preferă o altă variantă de a intra în relații cu profesionale, cu companiile, decât tradiționala relație de angajare. Este ceea ce se întâmplă, ceea ce vedem în ultima vreme și cred că pionier, dacă îi putem numi așa, ar fi cumva cei care lucrează în IT, care la un moment dat au preferat să schimbe statutul de angajat permanent, 8 ore la birou, pe lucruri foarte clar definite acolo, cu statutul de freelancer, în care se implică mai degrabă pe proiecte, pe perioade determinate. În documentarea mea, sau din documentarea mea, au reieșit câteva cuvinte cheie care, prin care cred că putem defini acest tip de economie colaborativă. În primul rând part-time, apoi temporar, apoi flexibilitate, apoi meritocrație, am găsit undeva foarte drăguț, și în fine cred că mai era un element, în fine nu-l găsesc imediat acum, dar sunt câteva opuse, atribute, să spunem opuse statutului de angajat permanent, job permanent, fix, 8 ore și așa mai departe, cu tot ce implică. Cât de bine am foarte bine identificat. Da, sunt conceptul este opus celui clasic tradițional de slujbă pe viață. Și acum dacă ne raportăm la slujba părinților noștri, este foarte simplu. Terminai facultatea sau terminai studiile, care erau ele, obțineai un loc de muncă și rămâneai acolo până la pensionare. Acesta era conceptul până în anii 80. Surprinzător pentru noi este faptul că economia gig sau economia colaborativă exista încă de acum 30 de ani în unele domenii, în care, într-adevăr, cum ai punctat și tu, este foarte mult vorba de folosirea unor aptitudini anume. Și ca să dau câteva exemple, se regăsea încă din 1990 în petrol și gaze, în exploatarea de petrol și gaze, în IT, poate cel mai relevant domeniu la care am putea să ne referim, tehnologie, cercetare științifică. Deci, până la urmă, conceptul a apărut din nevoia de a valorifica o altă latură al unui potențial partener, să spunem, pentru că și angajatul până la urmă este un partener al angajatorului în ceea ce convin împreună pe baza unui contract să realizeze. Deci de a folosi alte sau altfel anumite atribute ale unui potențial partener. Da, vine foarte mult din nevoia și preferința pe care am văzut-o mai ales în Statele Unite de supra-specializare. În România, în partea aceasta a Europei, abia de acum începem să discutăm despre supra-specializare, de specializare de nișă. În vestul Europei, în Statele Unite, deja sunt zeci de ani de când ei preferă această abordare. Asta din perspectiva nevoii de a avea niște oameni foarte, foarte bine pregătiți în anumite domenii, ținând seama de aptitudinile lor. Pe de altă parte, însă, este adevărat că
marea criză economică, ultima pe care am trăit-o cu toții, 2008, 2009, chiar 2010 în unele țări, a pus o presiune foarte mare pe companiile angajatoare în ce privește costurile cu forța de muncă. Pentru foarte multe domenii de activitate, dacă nu toate, acesta este principalul cost al business-ului. Și atunci s-au întâmplat două lucruri. În primul rând, numărul de joburi, de poziții vacante full-time, ca și până atunci, a fost din ce în ce mai mic, s-a redus sau chiar au dispărut unele dintre ele. Dar a fost și nevoia, a venit și nevoia companiilor totuși de a compensa cumva acest aspect, pentru că proiectele veneau în continuare, dar veneau poate diferite. Și s-a preferat, și omul a preferat varianta de a intra într-o colaborare temporară cu durată redusă, cum ai spus și tu, față de a nu avea niciun fel de venit. Deci, avem în primul rând acest element de macroeconomie plus tehnologia. Tehnologia, din punctul nostru de vedere, este factorul accelerator suprem al acestui fenomen și este într-adevăr denotat amploarea cu care el se extinde. Și care schimbă cumva aproape pe nesimțite și configurația, să spunem, a joburilor sau a schemei de realizare a obiectivelor companiei cu angajați fixi, să spunem, și cu angajați temporari sau part-time sau pe proiecte. Mă uitam aici și mă gândeam că cred că sunt două aspecte care intervin. Pe de o parte, cel al fiscalității, sunt noi, hai să nu le spunem provocări, dar noi situații în care angajatorul este obligat să acționeze acum într-o asemenea economie ca și pentru angajat sau partener colaborator, exact. Da. Pe de o parte, pe de altă parte este vorba despre legislația muncii care probabil va trebui și ea adaptată într-un viitor relativ apropiat noilor sau acestui tip de economie. Da, acestea ar fi într-adevăr cele mai importante. Și mă gândesc la EY. Ne gândim la noi, din perspectiva noastră, da. În 2016 noi am făcut un studiu în Statele Unite ale Americii, tocmai observând faptul că într-o perioadă de 10 ani, însemnând 2005-2015, preferința cetățenilor, indivizilor, oamenilor din Statele Unite a fost într-adevăr de a intra în relații de colaborare versus varianta tradițională de angajare. Cât de mult? În acești 10 ani, colaborarea pe bază de proiect a crescut cu 66% în Statele Unite față de rata angajării normale, care a fost 6%. Deci este clar și o preferință a tinerilor generații. Într-adevăr, acest fenomen însă schimbă cu totul ceea ce știam noi despre fiscalitate și dreptul muncii, pentru că ele sunt legate. Concret, ce se întâmplă? Din punct de vedere al fiscalității, și în România, dar nu numai, în general, când discutăm de un colaborator, luând de exemplu unei persoane fizice autorizate, că este conceptul care ne este familiar în România, este obligația lui personală de a-și plăti taxele, de a se asigura în sistemele de sănătate și de pensie. Angajatorul are costul sub control, dar este oarecum și eliberat de această responsabilitate. Și atunci și de povara unor impozite și de povara unor taxe impozite mari în România. Acest aspect însă impune asupra individului o rigoare mult mai mare în planificare financiară, pentru că ai un proiect pe care lucrezi, dar n-ai neapărat garanția că la finalizarea lui vei putea să intri într-un alt proiect. Exact. Odată, deci planificarea financiară, rigurozitate în ce privește îndeplinirea obligațiilor fiscale, pentru că nu este cine să te suplinească dacă nu ți le îndeplinești tu, și într-adevăr protecția socială. Asta este unul din aspectele reliefate și de studiul nostru ca fiind una din principalele îngrijorări sau reticențe, dacă le putem spune așa, ale celor care colaborează într-un astfel de regim. Este însă adevărat însă că sistemele fiscale, așa cum le cunoaștem noi în mod tradițional, par a fi învechite din această perspectivă. Pentru că ele au fost construite în varianta în care o persoană fizică colabora cu o companie 8 ore pe zi, program întreg, compania îndeplinea toate obligațiile de raportare de plată, lucrurile erau clare. Și se întâmplă situații în care în această economie foarte mobilă,
cu colaboratori care lucrează dintr-o țară pentru potențial o companie localizată într-o altă țară, servicii electronice. Chiar asta vreau să subliniez, faptul că depășim deja granițele unui oraș, nu mai spun, dar chiar ale unei țări. Este un fenomen global și atunci, de foarte multe ori, ce se întâmplă este că ori e posibil ca o bucată de venituri să scape de la taxare, pentru că monitorizarea este greoaie în condițiile în care n-ai sisteme cu care să monitorizezi, ori situația în care, din dorința de a fi foarte riguros, și ajungi să plătești de două ori impozit pentru același tip de venit. Da. Și atunci trebuie să... Și pentru care știm că există convenții state pentru evitarea dublei impuneri. Există și convenții, cred că aici da. Vine UI-ul, de fapt, să concilieze potențialii clienți asupra acestor, sau nu numai, pe acest aspect. Da, ce spunem noi este că aceste lucruri trebuie abordate cu mai multă atenție decât până acum, pentru că ne sunt necunoscute și nouă. Legislația este clar depășită, doar câteva exemple am dat, și va fi cu atât mai mult cu atât mai greu de ținut modificat. Pasul și de modificat, în condițiile în care în fiecare zi apar situații noi și joburi noi. Estimarea este că în următorii 30 de ani cea mai mare parte din joburile pe care le avem azi nu vor exista deloc sau în aceeași formă. În schimb, vor apărea foarte multe noi. Așadar, nu știm ce îi așteaptă pe copiii noștri. Ce avem noi însă acum este o legislație care este destul de riguroasă și cadrată într-o situație pe care o cunoștea toată lumea. Și care nu face decât să se, să spunem, actualizeze foarte puțin punctual sau deloc pe situațiile noi nou apărute. Da, din păcate, și poate că așa este normal să se întâmple, business-ul să depășească prin viteză muncă, partea de muncă a legiuitorului, însă problema este complexă pentru că nu este vorba doar de fiscalitate. Dacă discutăm de relațiile de muncă, de dreptul muncii, că pomeneai mai devreme, la nivelul Uniunii Europene s-a finalizat o directivă care va trebui implementată și în România până în 2022 și care se referă tocmai la flexibilizarea relațiilor de muncă, atinzând să asigure un echilibru, după cum îi spune titlul, între viața profesională și viața privată a angajaților. Este un concept absolut revoluționar și care nu îi privește pe cei care colaborează pe bază de proiect, dar oarecum, din punctul nostru de vedere, vine să contrabalanceze tocmai această flexibilitate maximă a celor din economia gig față de partea de angajare tradițională. Și atunci, deși se referă la angajați, ea oarecum respectă aceleași criterii. Flexibilitate în stabilirea programului de lucru, cu obligația angajatorului de a fi de acord cu un program de lucru potențial diferit, posibilitatea de a munci part-time, cu normă de muncă redusă, posibilitatea de a beneficia de concedii suplimentare pentru îngrijirea copiilor, pentru îngrijirea unor alte persoane care sunt în întreținere, lucruri care nu au fost până acum discutate și nici într-un caz nu s-a simțit nevoia de a oferi un cadru la nivelul Uniunii Europene. Și nici, evident, și deci nu există nicăieri în prevederile legale. Și nu există încă în prevederile legale. Deci partea de dreptul muncii tinde, mă rog, încearcă și ea să se alinieze, așa cum există din nou încă un proiect de directivă comunitară care are scopul de a asigura un pachet minim de drepturi și pentru cei care funcționează în economia gig. Deci ele trebuie luate la pachet. Vor trebui luate în considerare. Da. De ce spun însă că problema este mult mai complexă decât fiscalitate și dreptul muncii? Este pentru că discutăm foarte mult de impactul tehnologiei în acest mod nou de livrare a serviciilor profesionale. Și atunci discutăm de proprietate intelectuală, discutăm de securitatea informației, pentru că care circulă virtual. Mult mai repede și uneori în moduri pe care un angajator, sau mă rog, o companie nu și le-ar dori neapărat, și foarte, foarte important de cyber security, de securitate cibernetică, pentru că, evident, o companie are o grămadă de informații, de date acolo pe care nu ar vrea neapărat în care să le piardă sau cu care să se întâmple ceva. Și atunci acest mod de lucru care, da, aduce foarte multă flexibilitate și este preferința a noilor generații, că asta ne spun, 80% spun că asta este preferința lor dintre cei care au participat la studiul nostru, chiar dacă ar avea varianta unei angajări tradiționale. Deci este clar o preferință. Trebuie abordată cu foarte mare atenție și din unghiuri complexe. Și atunci, într-adevăr, o companie de consultanță care acoperă toate aceste zone ar putea să aibă o viziune mai de ansamblu
asupra celor mai mari riscuri, pentru că nu putem să rezolvăm din primul pas toate provocările pe care le aducem. Și să pe angajatori și pe cei care lucrează în departamentele de resurse umane să înțeleagă mai bine și mai repede realitatea și să se adapteze. Bine, acum nu știu în ce măsură în lipsa legislației se pot face anumiți pași. Din cercul meu de prieteni și cunoștințe știm că deja sunt companii care oferă un program extins, flexibil, o zi de muncă acasă pe săptămână în care ți iei laptopul și lucrezi fiind conectat la companie ca și cum ai fi la birou. Probabil pentru că încă legislația nu este adaptată și nu îți permite să faci pe scară mare astfel de, nu știu, proiecte în care să ai freelancer. Cum se percepe realitatea asta care a venit peste noi în România, adică din unghiul angajatorilor? Nici n-aș spune pregătiți, cred că nu sunt pregătiți și probabil foarte puțin. Cei mai mulți dintre ei, într-adevăr, ai punctat foarte bine, oferă opțional aceste lucruri. Pentru că sunt mulți dintre ei parte din companii multinaționale și atunci probabil că există o politică de grup, tocmai grup cu sediu în vestul Europei sau în state și oarecum angajații acestor companii beneficiază și în România de acele prin extensie de acele privilegii, beneficii pe care le au colegilor din restul țărilor din lume. Asta odată, dar în contextul actual, cred că singura variantă de colaborare flexibilă este telemunca. Aceasta este singura care este reglementată pe Codul Muncii din România. Și atunci nu există obligația de a angajatorilor de a stabili astfel de modalități de colaborare alternativă, să le spunem. Nevoia de business însă te învață multe. Și luând din exemplul nostru, da, și noi avem astfel de programe flexibile de muncă, ore diferite, posibilitatea de a lucra remote, posibilitatea de a lucra în temporar, sezonier, când crește volumul de business, dar ne lovim, și asta bănuiesc că nu este o surpriză, ne lovim și de lipsa forței de muncă în varianta tradițională, așa cum o cunoșteam, deci procesul de recrutare. Și atunci ce am făcut? Am implementat o platformă, pentru că aceste proiecte, în economia colaborativă există platforme pe care indivizii le accesează și de acolo își găsesc proiectele pe care vor să le contracteze. Și atunci am implementat și în România o platformă care se numește GigNow și care are exact acest scop de a suplini sau de a suplimenta procesul de recrutare standard, astfel încât pe proiecte foarte bine definite, unde din nou e nevoie de anumite aptitudini foarte specifice, să fim în stare să importăm aceste aptitudini poate și din afara României, pentru că acolo ea poate fi accesată de colaboratori din toată lumea. Care pot fi de oriunde. Nu este limitată la România. Și asta dă o putere foarte mare companiilor, în sensul că poți să-ți identifici forța de muncă oriunde în lume. Evident, cu grija și cu limitările pe care le-am menționat mai devreme. Părerea mea este că nu va mai dura foarte mult timp, pentru că, într-adevăr, există un defazaj între ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în vestul Europei, însă până acum cam toate au venit la noi. Deci mai devreme sau mai târziu vor veni. Și vor trebui implementate modificări, nu numai la presiunea unor directive europene pe care suntem obligați să le aplicăm, dar pur și simplu la presiunea realității care obligă angajatorul să găsească soluții sau cele mai bune soluții pentru business-ul lui. Despre faptul că lipsesc specializările pe anumite segmente și că e o problemă mare și în România sau nu știu dacă în România e mai mare pe lipsa forței de muncă specializate, vom discuta data viitoare, pentru că acum ni s-a terminat timpul de emisie, dar promitem o nouă invitație. Mulțumim foarte mult, Claudia. Mi-a făcut plăcere. Vă mulțumim și dumneavoastră. We'll be right back.